Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, Consiliul Orășenilor Spoltănești, a deduție prin decizia numărul 7/20 din 28 iunie 2019 și a ridicat în legătură cu absența pe motive intimente de la 3 ședințe consecutive ale Consiliului mandatul consilierului Gheorghe Dimitri, ales pe lista Partidului Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Astfel a devenit vacant un mandat de consilier asupra informațiunii respective. În sfârșit, lista candidatului suplent al Partidului Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova s-a epuizat, a fost restabilit și eu de stresătători, iar după restabilirea acestei, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidat din partea Partidului Politic, Partidul nostru. Conform documentelor electorale prezentate, țările deține Comisia Electorală Centrală mandatul de consilier în Consiliul Orășenesc Vulcănești, revine candidatul suplent Radu Biman, de pe lista Partidului Politic, Partidul nostru, confirmată prin hotărârea judecătorii Vulcănești din 24 iunie 2015. La trecerea mandatului s-a ținut cont de certificatul de deces al candidatului suplent Baur Ciulu Fiodor, de pe lista Partidului Politic, Partidul nostru, precum și de declarația candidatului suplent Marcin Covladimir, de pe lista acelui partid, în care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. Totodată, Comisia constată că decizia Consiliului Orășenesc a fost adoptată la data 28 iunie 2019, iar la Comisia a parvenit la data 6 august 2019. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului Orășenesc Vulcănești nu a respectat termenul stabilit la punctul 30 din regulamentul Comisiei cu privire la modul de atribuire și ridicare a mandatului. În urma celor excluse, se propune alua alte vacanță în mandat de consilier în Consiliul Orășenesc Vulcănești. Ar trebui mandatul de consilier în Consiliul Orășenesc Vulcănești cu tarte producție, candidatul suplent Radu Biban de pe listă Partidului Politic, Partidul nostru. Se previzează consilierul Radu Biban asupra obligației de a respecta termenul 30 de zile pentru înlăturare stării de incompatibilitate în cadrul apariției acestei. Se atenționează secretarul Consiliului Orășenesc Vulcănești, doamna Cerneva Marina, asupra necesității respectării termenului stabilit la punctul 30 din regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuirea mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale, numărul 2514 din anul 2019. Și ultimul punct vizează modalitatea de publicare și contestarea a respectivii hotărâri. Rog, pentru proiect. Mă mulțumesc, stimați colegi, întrebări, poate raportor. Da, vă rog. Primarea votului pentru susținerea proiectului de hotărâre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier.